Am văzut că a făcut Cristi Marin un vlog. Cristi Marin, pentru că nu-i pot să interzic eu la om, poate să facă vloguri despre ce vrea el, despre cine vrea el. Și el are informații că a plecat cu Renata, că ea numai așa merge la pachet. Înțelegeți, prieteni? Oricum, eu vreau să vă spun, să vă anunț pe toți că nu m-am opticat, pentru că... Și că nu-ți pasă de ea. Dar nu e vorba că nu mai vreau să mă fac cu ea. Nu o să mai vedeți pe mine că o să mă fac cu ea. Prieteni, m-am uitat și acum, noaptea târziu la... La Leo, ți-a pus Leo cu citația, cu nu știu ce, cu divorțul, cu astea. Sfatul meu pentru Leo este să nu se prezinte la proces, la divorț și nici să trimită avocat. Să rupă citația în două și să nu-l intereseze. Asta trebuie să facă și să nu facă public acest lucru. Poate că plouă, să mai aștepte că n-ai primit, că nu știu ce, și pe dincolo. Asta-i sfatul meu. Ce atâta grabă acum cu divorțul, cu nu știu ce? Divorț fake. Pentru mine este un divorț fake, prieteni. Înțelegeți? Fiecare pe drumul lui și... Să nu-și piardă timpul pe acolo, să plătească avocat, să nu știu ce, și pe dincolo. Oricum, nici ea nu plătește nimic, pentru că plătește statul, prieten. Da? Să nu mai se plângă că plătește ea nu știu ce avocat pentru divorț. Nu plătește nimic, prieten. Pe Leo o să-l coste 50 de lei. O taxă fiscală, ceva de genul. În fine. Leo, părerea mea este să nu să ducă nimeni la divorț. Ce se întâmplă? Asta. Îngește-o și nu te interesează. Da? Și acum e disperată ea că nu știu ce și pe dincolo. Dacă era căsătorie, eu nu cred, divorț de 100.000 de ori, hai, ce? Să aștepte. Ce se grăbește? Ar vrea pe jepilă? Jepilă să marce banul, prieten. Hai, bam, și vă pun și filmarea de pe TikTok, unde am jucat cu Leo 3 meciuri. A intrat, m-a văzut pe TikTok, a vrut să mă salute și am jucat și 3 meciuri cu el. Nici nu știu cine a bătut, oricum cred că el a bătut, pentru că nici nu m-a interesat puncte, chestii. Și bam, am primit și o trandafir de la Eli. Și cine a mai trimis ceva acolo, nu contează că nu mă interesează. Hai. Bam, oricum apreciez. Salutare, prieteni! Am ieșit eu puțin pe afară. Încă mai picură, a plouat toată ziua. Dar mie îmi place, orice vreme ar fi. Nu mă poate ține în casă. Poate merg pe la un Lidl. Și chiar la 2-4 de Lidl. La întoarcere. Vreme cu ploaie, prieteni. În sectorul 3, București. Vreau să mă duc la lac aici, un lac, un parc, să văd dacă dau de rațe, am niște pâine la mine, sper să dau de ele. Picură. Peisaj, prieteni. Deci că sunt în Hawaii. Unde am mai fost.
da? Interesant și frumos, nu? Ia să vedem dacă dau de rață, prieteni. Am pâine la mine, o sacoșă cu pâine. Special pentru rață. Gâște, lebede, dar aici știu că sunt de cărați. Ia să vedem ce se întâmplă pe aici. Lucrări, ceva pe aici. Nu ești nebun ce au făcut ăștia pe lac. Au pus lumini, prieteni. Ce chestii. Și rațele unde sunt? Uite că le văd acolo. Perfect. Înseamnă că noaptea e frumos aici? Cu lumini? Nu? Fântâni, arteziene? Chestii? Ia să vedem dacă am noroc de rațele alea. Le văd acolo două rațe. Și nu știu dacă mai sunt. Ce chestii? Hai, maca, maca, veniți încoa. Să mă apropii cât mai mult de el. Sper să nu se sperie, prieteni. Uite ce au făcut ăștia aici. Nu vine să cred. Uitați, două rațe acolo. Vedeți? Asta. Am dat drumul la cameră să vedem dacă am vreo șansă să vină vreo rață pe aici. Hai, maca, maca! Vine rațele. Am dat puțină pâine așa, de control. Ia uitați. Ui, și pește aici, prieteni. Mamă, am văzut că e pește aici. Ia să-ți așa. S-a dus la pâinea care am dat-o. O să pun așa. E și pește acolo, uitați. Ești de bun? Să-ți așa că filmez. Ia uitați, prieteni, că sunt pește aici. Ia, maca, maca! Ce-i așa mare aici? Șobolan, ce să știu? Ia uitați și aici. Vedeți? Uite, maca, maca, aici, pâine. Ia uitați. Pești de aia mari, prieteni. Nu vine să cred că sunt pește aici. Nu sunt pește. S-au speriat și rațele astea. Hai, maca, maca, mâncați! Deci dau și la pești și da două rațe. Uite. Deci dau mai aproape aici. Deci sunt pești de aia mari, prieteni. Poate sare unul. Băi, pește de la mare. Da, 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 ia uite așa mare. Ia uitați pe asta ce mare. Ia să vedem. Nu vine să fie că sunt pește aici. Așa mari. S-au speriat și rațele, prieteni. Uite, eu le mai dau pâine. E uscată, dar... Că nu putea să o țin așa acasă, că... Cum o să mă cegăia. Așa, cu apa, nicio problemă. So far.
Mare, mamă, îmi plouă telefonul, prieten. Ia să întorc camera. Nu știu dacă s-au văzut peștii, dar e unul acolo care vrea să mănânce pâine aia de acolo. Nu știu, vedem. Ia uitați acolo. Pește mare. Pește mare aici, prieten. Peștele au mâncat și au plecat, le-a fost frică. Mamă, ce pește mare! Deci aici se vin cu undița, prieteni, se prind pește. La doi pași. Mamă, ce mare era! Uite și aici. Dacă am o undiță, bam, 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 i-am prins. Ia uitați pe ăsta ce mare, e imens. E apa tulbure, dar uite, ia uitați, l-ați văzut? Gata, a înghițit tot. Va veni tortul aici. O să simțit imediat pâinea, prieteni. Gata, am mâncat. Chiar mă bucur, prieteni. Decât să arunci pâine, mai bine o duc aici. E bine de știu că sunt pește aici. Am să bine și pește decât deloc. La asta încă nu au venit, dar o să vină, o să mănânce pe toate. Deja sunt pești pe aici, din zonă. Mai tot și-am făcut ăștia aici. Foarte frumos. Negoiță s-a ocupat de parcul ăsta. Parcul Taylor, prieteni, din sectorul 3. Ratele alea s-au speriat. Treaba lor. Trebuie să special pentru rațe, dar dacă s-au speriat, ce să le fac? E chiar bine. Și uitați pe tot locul ăsta ce au făcut ăștia. Deci cu luminițe și apă, ceva, muzică, să fie și cu muzică. Vom vedea. Uite că acum s-au dus rațele acolo. S-au dus rațele să mănânce niște pâine. Uitați că se aleargă și pe timpul ăsta. Băiatul a făcut 5-6 ture până acum.
Cam atâta, prieteni. Ajuns. Să fie frumos aici cu luminile alea. Chiar mișto. Acestea fiind spuse, prieteni, mai frumos în România decât în Italia, prieteni. Deci Căzreanța e frumos, e minunat, o vacanță splendidă. S-a dus să vadă niște tablouri, a intrat și acolo, gata, a făcut filmare, face filmare de aia forțată, prieteni. Eu știu să filmeze măcar mai prostii, numai tâmpenii. Habar n-are de nimic. Hai, dau un loc că nu ne interesează. Prieteni, vă doresc sănătate, libertate și pace pe pământ, prieteni. Bam, bam. Reciclare, prieteni, am făcut. Acum merg în râdă. Nu ai ceva bun. Așa înghețată. Auziți, prieteni, cum se ceartă? Mamă, te-ați pus sticlă. Se ceartă pe sticlă, prieteni. Că ăla a luat nu știu ce, ăla a luat nu știu ce. Cu căruțul, cu astea, uitați cum care ăștia. Uitați cum care ca disperație și fac câte 50 de lei, 1 milion, poate 1 milion jumate, 2 milioane pe noapte. Te duc în partea unde am fost și o să duc sticle. Vedeți? Oamenii muncesc noaptea, 3 și ceva noaptea, că la 3 au deschis ăștia la Mega. Că era închis, mi-a luat și lăpticul. Hai, bam, bam, vedeți? Nu stau deloc. Am văzut că a făcut Cristi Marin un vlog. Cristi Marin, pentru că nu-i pot să interzic eu la om, poate să facă vlogul despre ce vrea el, despre cine vrea el. Și el are informații că a plecat cu Renata, că ea numai așa merge, la pachet. Înțelegeți, prieteni? Oricum, eu vreau să vă spun, să vă anunț pe toți că nu m-am ofticat. Și că nu-ți pasă de ea. Dar nu e vorba că nu mai vreau să mă împac cu ea. Nu o să mai vedeți pe mine că o să mă împac cu ea.